Investițiile pentru apa și canalizarea din Pașcani au fost scoase la licitație de operatorul regional de apă și canalizare. Este vorba de peste 93 de milioane de lei fără TVA, în cea mai mare parte din fonduri europene, bani care vor fi folosiți pentru modernizarea și extinderea rețelelor. Ofertele pot fi depuse până pe 15 martie 2022, iar investiția trebuie finalizată în maxim 2 ani de zile, de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor. Proiectul a fost demarat la scurt timp după delegarea serviciilor de apă și canalizare în anul 2014, dar până acum au fost parcurse etapele tehnice și de evaluare. Pe data de 23 decembrie 2021 a fost publicată în Sistemul Electronic Național de Achiziții Publice documentația pentru licitația aferentă contractului de lucrări numărul 12 din proiectul POIM implementat de APA Vital, prin care vor fi realizate investițiile în reabilitarea, extinderea și înființarea de rețele de apă și de canalizare în municipiul Pașcani și în suburbiile sale. Prin acest contract sunt prevăzute a fi realizate lucrări de importanță deosebită, dintre care amintesc reabilitarea conductei de aducțiune pe o lungime de aproximativ 7 km, realizarea unei noi conducte de aducțiune cu o lungime de aproximativ 3 km, și construcția unei stații de pompare a apei potabile cu un grup de pompare. La Gâștești va fi realizată o gospodărie de apă care va cuprinde două rezervoare de 300 de metri cubi, o stație de clorinare și o stație de pompare a apei. Prin acest contract, locuitorii din zona Pașcani vor beneficia de reabilitarea conductei de aducțiune pe o lungime de aproximativ 7 km, realizarea unei conducte de aducțiune nouă cu o lungime de aproximativ 3 km și construcția unei stații de pompare a apei potabile. De asemenea, va fi realizată o gospodărie de apă la Gâștești. În localitățile Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni vor fi reabilitate rețelele de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 11 km. Va fi extinsă rețeaua de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 14 km și va fi înființată o rețea de alimentare cu apă pe o lungime de circa 19 km și rețeaua existentă de canalizare menajeră va fi reabilitată pe o lungime de circa 4 km și vor fi amenajate rețele noi pe o lungime totală de 40 de km, la care se adaugă 21 de stații de pompare. În localitățile Pașcani, Lunca, Blăgești, Boșteni, Gâștești și Sodomeni vor fi reabilitate rețelele de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 11 km, va fi extinsă rețeaua de alimentare cu apă existentă pe o lungime de aproximativ 14 km și va fi înființată o nouă rețea de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 19 km. În ce privește canalizarea, va fi reabilitată rețeaua existentă pe o lungime de aproximativ 4 km, va fi extinsă rețeaua de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ 9 km și va fi înființată o rețea de canalizare cu o lungime de aproximativ 31 de km. De asemenea, vor fi construite 21 de stații de pompare a apelor uzate. Valoarea estimată a contractului este de 93.029.466 de lei fără TVA, iar data limită de depunere a ofertelor este ziua de 15 martie 2022 la ora 15. Perioada de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere a acestora, la acest termen adăugându-se intervalul pentru notificarea defectelor și respectiv perioada de garanție, care nu poate fi mai scurtă de 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție de la terminarea lucrărilor. Menționăm că Pașcaniu a fost la un pas de a rămâne fără aceste investiții din cauza actualului primar Marius Pintilie. El a susținut și a făcut demersuri în acest sens pentru anularea contractului de delegare și chiar și-a dat demisia după ce a revenit asupra deciziei în mai 2015, după ce majoritatea Consiliului Local a decis să rămână în Asociația Județeană Arsacis. Mai mult, în anul 2017, el a făcut demersuri pentru organizarea unui referendum, tot pentru ca Pașcaniul să renunțe la operatorul regional, cel care avea în derulare proiectul de investiții în tot județul, în valoare de aproape 428 de milioane de lei. Trebuie să recunoaștem că la Pașcani există o stare de nemulțumire și această stare de nemulțumire eu cred că trebuie cuantificată și trebuie clarificată. De aceea am considerat că este bine să organizăm un referendum și să întrebăm pășcănenii
ce își doresc. În momentul în care vom avea o direcție trasată în urma acestui referendum, viitorii oameni politici, mă refer la cei din viitorul Consiliu Local și viitorul primar, va trebui să ducă la îndeplinire această voință. E aceeași cu votul pe care l-am avut. Eu sunt personal, consilierul Marius Pintilie, sunt împotrivă. Dar am spus și în conferința de presă că problema serviciului de apă și canalizare la Pașcani este foarte importantă și cu modestie cred că ne depășește și pe mine și pe ceilalți consilieri. Avem în cadrul PNL-ului consilieri care au votat pentru apa vitală. Dacă rezultatul referendumului de pe 5 iunie, dacă va avea loc, vă rog, va fi pentru ca apa vitală să plece din Pașcani, municipiul Pașcani va fi obligat să iese din Arsace sau nu? Absolut. Bun, prin urmare, acele investiții, 13 milioane de euro, prin masterplanul județean, vor mai rămâne la Pașcani sau nu? Bineînțeles că nu. Nu. Asta nu înseamnă că prin această metodă, această propunere, Pașcani este în pericol să piardă 13 milioane de euro? Se pierd 13 milioane de euro. Da. Asta nu înseamnă că referendumul este împotriva investițiilor? Nu. Cum pentru, să nu? Pentru că 13 milioane de euro? Nu mă lăsați să termin. Vedeți, dumneavoastră, vă luați doar partea de adevăr care vă convine ca jurnalist. Domnul Cătălin, opriți-vă aici. Dați-mi voie să explic. Deci Pașcaniu pierde 13 milioane de euro sau nu? Pierde acei 13 despre milioane de euro. Despre ei discutăm. Dar nu înseamnă că nu sunt alți bani. Ajunge și acolo. Păi deci pe ăștia îi pierdem, da? Ca să fie foarte clar. Domnul Cătălin, ați spus de 3 ori. Lumea v-a auzit. Bun. 13 milioane de euro. Îi pierdem. V-am spus că se pierd. Bun. Da? Acum, pot ce puneți în loc? Punem bani dintr-un fond de dezvoltare. Iar, arătați-mi cum. Din 6,29 lei, care reprezintă prețul actual al unui metru cub de apă așa, și canalizare inclusiv, așa, se pot pune aproximativ 2 lei într-un fond de dezvoltare, de investiții, așa, special făcut pentru aceste investiții, iar în momentul în care începem să încasăm primele facturi, deci primii metri cub de apă furnizați, așa, sunt încasați la primărie, din acel metru cub de apă 2 lei se duce în acest fond, când acel fond începe să crească și avem un minim, putem face prima investiție. Am înțeles. Spuneți-mi, dintr-un punct ați de vedere, o estimare? Un calcul. Bineînțeles. Vă rog. Dintr-un anumit punct de vedere, investițiile, acele investiții de la apa vitală, pe care, din păcate, le-am trebuie pierdut. Să spun... Haideți să vorbim despre cele ale dumneavoastră. Domnul Cătălin. Le-am pierdut pe alea, nu? Am stabilit. Deci e a cincea oară când dumneavoastră tot insistați cu investițiile... Vreau să văd soluția dumneavoastră. Păi dacă nu mă lăsați să vorbesc... Păi le-am pierdut pe alea 13. E a șasea oară, domnul Cătălin. Le-am pierdut pe alea. Deci, stimați telespectatori, domnul Cătălin Cojucaru insistă să înțelegeți în această seară că în varianta în care apa vital pleacă de la Pașcani, cele 13 milioane de euro, bineînțeles, sunt pierdute. Bun. Pentru că ei erau cei care aduceau cei 13 milioane de euro. Asta este Dar și tot domnul pentru Cătălin care... Cojucaru nu mă lasă pe mine în această seară să spun că există o alternativă. Vă rog, asta insist să spuneți alternativa. Încă o dată, domnul Cătălin Cojucaru mă oprește să spun în alternativă. Domnul Cătălin, v-am spus, domnul 2 domnul, lei se creează un copii. Fond de investiții. Mai departe, am înțeles lucrul ăsta. O estimare mă interesează. Dar eu vreau să spun de 6 ori cum a spus dumneavoastră. O estimare mă interesează. O estimare? Da. Da. Pun. Puneți acolo, de exemplu, câte 2 milioane de metri cub pe an. Bun, ați făcut calcule? Sau vreți să le faceți la mine în emisiune? Nu, le-am făcut. Vă dați seama că... Spuneți-mi cifre. În momentul în care am votat în anul 2014, în toamnă, împotriva celor de la Apa Vital, am votat conștient. Cât se adună pe an? Am votat conștient și mi-a făcut calcule, în sensul că am pus în balanță... Domnul Cătălin, spuneți-mi, mai avem puțin timp și vreau să văd cifre. Dar unde vă grăbiți dumneavoastră? Dacă dumneavoastră mai aveți o posibilitate acum să spuneți a șaptea oară că să pierd investițiile și că eu am ceva cu bătrânii. Mulțumesc. Spuneți a opta oară, nu e nicio problemă. Mulțumesc mult. Cât se adună într-un an de zile? În varianta dumneavoastră. Într-un an de zile se adună mai puțin decât cele 13 milioane de... Păi acum dumneavoastră puteți aduna undeva acolo... Ați spus că ați făcut calcule. Cât? În jur de 1 milion de euro pe an. Deci, asta înseamnă în 6 ani de zile că se pot aduna undeva la 6 milioane de deci euro. Deci 13 pe ani an ca să punem în loc investițiile care le-am fi avut în 2 ani de zile.